mai mămes, dar voi știți chestia asta deja, nu mai am noutate. Da, am zis că astăzi o să vă arăt ce mi-am cumpărat în ultima vreme. Nu sunt așa multe chestii, hai că nu sunt multe. Și ce mi-a adus moșul. Ce mi-a adus moșul. Pentru că pe mine moșul m-a trebuit să-mi iau din magazin. Go, get it. Du-te și vezi ce ți-am lăsat prin rafturi. Și m-am dus. Și da, mi-am luat așa. Plecasem chitită să-mi iau niște pantofi și... Da, o să vedeți. Știți bluza aia mea cu umeri decupați vișinie? De care toată lumea era... Ha, ce frumoasă e! E, am luat-o de la New Yorker și am fost să văd dacă mai găsesc una de aia în vreo culoare și am găsit în 3 culori diferite. V-am lăsat și pe Snapchat. Am găsit una de asta gri, așa, și am mai luat și una pe negru. Și mai era una un verde măsliniu, care mie personal nu prea îmi place. Culoarea aia de obicei îmi provoacă greață când o văd și am preferat să nu iau. Și toate sunt la fel, adică au umerii tăiați, sunt așa puțin pe gât. Aceeași chestie, doar că e culoarea diferită și îmi place enorm de tare bluza asta, pentru că dacă mi-ați văzut ăla, clipul cu outfit-uri de toamnă, ați văzut că o aveam la o fustă scurtă, dar aveam și niște... colanți, nu erau colanți, era un dress, de fapt, hai să fim serioși, nu erau colanți, era un dress mat, negru, opac, din care nu se vedea nimic, practic singura bucată de piele care se vedea de la gât în jos era aici, era o porțiune asta. Și deși ne zice, chestia asta este extrem de feminină și de sexy, adică să expui doar umărul, să nu ai nimic altceva, expus doar umărul și plac la nebunie bluzele astea, de-aia vă să mai iau încă 2 și în bluzele astea poți să pui niște iluminator aici pe umăr și... Ah, iluminator! Ia! Așa, deci despre asta vorbeam. Și da, le mai găsiți la New Yorker. O chestie pe care vreau să vă spun este că imediat prima bluză la care m-am uitat a fost asta neagră și am văzut că printre bluzele astea pe care le-am luat eu erau amestecate și unele care erau la fel, adică aveau aceeași tăietură, același guler, însă se vedea clar că e un material mult mai prost. Asta este un bumbac ceva amestecat cu poliester, dar în momentul în care am pus mâna pe cealaltă era... vizibil, ca să zic, mai proastă calitatea acelui material. Și aveți grijă. Deci, astea pe care le am eu sunt din New Yorker, de la Amisu, da? De trebuie să scrie Amisu pe eticheta asta aici. Ai avea altceva aici. Și D. Am preferat să... Nu. Așa. Un alt lucru pe care mi l-a lăsat mie moșul pe raft H&M a fost... Ia, e bine, e pe dos. My life! Este o rochiță din asta superbă. Mi-a plăcut enorm de mult culoarea. Croiala în sine, nu știu, nu e prea grozavă. Are tăietura asta în V aici, care lasă puțin decolteul la vedere, dar mie îmi place. Și la mijloc aici e strâns așa cu elastic, vine cam rată pe mijloc. Este puțin mai lărguță. Bine, pe mine vine mulată, că... așa. Dar jos este mai lărguță. Vine mulată pe mijloc și e măsura 34, de aia vine mulată. Și îmi place foarte mult. Ea este din bumbac. Este genul ăla de material... Bumbac sau in? Este genul ăla de material pe care acum l-ai călcat și peste 5 minute e la fel de mototolit ca înainte sau chiar mai rău. Dar nu contează că mie îmi place. Este un mov închis, așa, un... culoare de vin din ăla proaspăt stors, așa ceva de genul ăsta, îmi place mult culoare. Și partea bună și cu rochița asta și cu bluzele este că le poți purta și primăvara, adică astea sunt niște piese care merg așa și în anotimpul. Vara, hai să zicem că nu, dar cu siguranță bluzele vor să meargă și rochița o să meargă și primăvara și toamna foarte bine. Sincer? Nu mai fac și close-up-uri cu ea, o să pun poze pe Instagram când o să o port și o să vă arăt acolo, așa că mergeți la Instagram-ul meu, ok? Așa, și un alt lucru pe care mi l-a lăsat moșul la H&M și de care eram super încântată aseară, v-am arătat și pe Snapchat, este acest minunat halat care are un ratonci! Este un ratonci, de fapt, da! Am o prietenă care atunci când era mică nu spunea la raton, raton, îi zicea ratonci. Sau ratonci erau mai mulți, dar mă rog, eu zic la unul ratonci. Că e greu să zici ratonc.
Și e super adorabil, plus super călduros. Pufos așa și călduros și îmi place. So cozy. Mi l-am arătat și pe Snapchat și vă ziceam că este o idee bună de cadou dacă aveți pe cineva pe lângă voi așa friguros, care bâție tot timpul, pentru că este călduros așa și plăcut și moale și e bun de cadou. Merge. Așa, accesorii nu mi-am luat decât o pereche de cercei pe care deja vi-am arătat pe Instagram. Sunt ăștia albaștri. Sunt superbi. Au așa marginea cu auriu din ăsta așa vintage. Nu este auriu din ăla clasic. Și pietrele astea mari. Albastru ăsta care pe mine mă nebunește și eu îl ador, îl iubesc din tot sufletul. V-am pus o poză mai detaliată pe Instagram dacă vreți să vedeți. Go there. Ăștia sunt niște cercei super pe care nu știu când voi avea eu ocazia, în afară de filmat probabil, unde să-i port. Sunt de la Meli Melo, nu vă agitați. Însă ăștia îi văd purtați așa la un coc din ăla așa frumos, adică părul ridicat, să fie ei piesa principală, dar s-ar putea să mă vedeți purtându-i într-o miercuri doar pentru că așa mi-a tunat mie. Trecând la produsele de beauty și de make-up, pentru că știu că de fapt astea mă interesează, astea mi le-am comandat eu, în afară de astea, ăsta l-am luat astăzi, că aveam nevoie de șampon uscat și asta e varianta mea preferată, cu varianta tropicală. Îmi place cel mai mult miroase și e super. Așa, mi-am luat și o apă din asta Bioderma, asta este aia de 50 de ml, parcă. Yep. 250. Asta este aia de 250 de ml și îmi place Bioderma, este cea mai bună apă micelară pentru că, da, ei au creat-o, ei au inventat apa micelară, cei de la Bioderma. Și e una din puținele care nu face nimic latent, altceva decât să-l cureți. Și tot de la Sensiblu am luat și o cremă din asta de la Aven. Pentru mâini, să o am în geantă, că poate dă Domnul să nu uit să o iau la mine, că am mai avut vreo două în geantă și le-am dat. Și da, ci că e o cremă bună pentru mâini de la Aven. Am crema pentru ten, îmi place, să poate e bună și pentru mâinile mele. Nu știu, zic și eu. Și acum, în sfârșit, trecând la machiaj, ceva ce deja ați văzut. Este paleta asta de la Elf. Ați văzut-o în tutorialul trecut. Ăla cu machiajul meu de zi cu zi, dar nu prea de zi cu zi. Așa, este asta de la Elf, este Matte for Matte. O știți? E genială. Îmi place că pentru o paletă accesibilă, nu-mi place cuvântul ieftin, accesibilă, cu 10 nuanțe, e foarte, foarte bine organizată. Adică, ai aici culori calde, ai culori reci, poți să faci smokey eyes, poți să faci un machiaj de zi, poți să faci un machiaj rece, poți să faci un machiaj cald, e super versatilă, super bună. Sunt numai culori mate, dacă aveți nevoie de o paletă cu culori mate bune, este super bună. Și îmi place foarte mult pentru că se amestecă foarte bine și nu cad, rezistă bine și pe ochi. Tot de la Elf am luat încă un creion din ăsta, în nuanța wine, pentru că nu aveam niciun creion așa de închis pentru rujurile alea închise, berry, vișini, așa, de sezon. Și ăsta este genial, v-am mai zis eu de creioanele astea de la Elf, că sunt foarte bune pentru că sunt cremoase și sunt mate. Dacă nu suportați rujurile mate, însă ați vrea aspectul ăla mat pe buze, astea sunt un mod de atrișa foarte bun, foarte frumos, îmi plac foarte mult creioanele și culoarea asta este superbă, este un, ei zic wine, într-adevăr este o nuanță de vișiniu așa cu tente de mov, cu subton din ăla mov. Și am luat și două rujuri pe care le tot așa în clipul trecut vi le-am arătat, astea din gama hidratantă. Nu l-am purtat decât pe unul, pe ăsta mai închis, care se numește Ravishing Pink și m-a surprins cât de mult rezistă. Este cremos așa și m-a surprins efectiv cât de mult rezistă. Mă așteptam ca în 2 minute să... Ba nu, dar nu, rezistă chiar bine. Iar celălalt este un pic mai nude, este Pink Mix. Superb și ăsta de altfel. Ăsta
Este un rozuliu așa, pal, nude, ceva, o culoare din asta universală foarte bună pentru multe tonuri de piele, pentru toate sezoanele. Dar chestia era că nu mai aveam nicio culoare asemănătoare cu astea două prin colecția mea. So. Și acum trecând la comanda mea de pe Makeup Shop. Mi-am comandat încă un ruj din ăsta de la Boysenberry, dar nu știu de ce numai unul, dar ăsta mi-a făcut cu ochiul. Ăsta este Red Sonia și este un roșu absolut superb, cu un roșu cu o tentă de roz așa. Superb, super, 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 care se usucă mat, perfect pentru sezonul ăsta, absolut adorabil. Am mai luat un ruj de la Milani, pe care l-am în geantă, geantă pe care am uitat-o în mașină, geantă pe care o recuperez din mașina abia mâine, să, da, probabil o să vi-l arăt pe Instagram sau o să-l vedeți în alte clipuri, este un nude. Da, este un nude din ăla așa cu sclipici așa prin el, este un nude mai glossy, nu mai știu ce nuanță, este numărul 27, știu că e, dar nu mai știu exact ce nuanță, o să vi-l arăt eu și v-am arătat-o pe Instagram, fondul ăsta de la Milani, este celebrul Conceal Imperfect de la Milani, v-am întrebat pe Instagram dacă vreți să-i fac un review. Spuneți-mi dacă vreți să-mi fac un review. Am vrut să-l comand prima dată când a apărut pe Makeup Shop și s-a epuizat așa, în 2 secunde. Și acum, de Black Friday, nu l-am ratat. Spuneți-mi dacă vreți să-i fac un review, că deocamdată l-am purtat, e a treia zi când îl port și, mă rog, acum sunt reminiscențele lui pe aici, ce a mai rămas după de azi de dimineață de la 6, în fine. Dar spuneți-mi dacă vreți să-i fac un review, pentru că pare interesant. Și nu vă zic mai mult. Și ultimul produs pe care vi-l arăt este blush-ul ăsta, tot de la Milani. Ăsta este numărul 909 Red Vino. Și este o nuanță interesantă, zice eu. Din nou m-au păcălit pozele de pe site, care nu coincid cu produsele. Ca să nu mai vorbim de ce a fost de Black Friday pe Makeup Shop, nu mai discutăm. Super pigmentat, deci nu mă așteptam să fie atât de pigmentat pentru un blush din ăsta baked, nu mă așteptam să fie atât de pigmentat, are și sclipici prin el, așa, glitter prin el, sau nu, și glitter shimmer, și uitați cât e de pigmentat, că m-am umplut toată de blush, că da, așa sunt eu, dar culoarea este un pic cam închisă pentru mine, el așa când îl aplici pare mult mai roz decât în tăviță. Și e super pigmentat, deci trebuie să ai foarte, foarte mare grijă cât aplici, pentru că, da, e super pigmentat. Cam astea sunt produsele mele, parte cumpărate de Black Friday, parte astăzi, parte primite de la moșu. Sincer să fiu, eu sunt super bucuroasă. Chiar îi zisese moșului că nu vreau nimic anul ăsta, pentru că am fost super răsfățată tot anul, am primit o grămadă de chestii tot anul și chiar nu mai aveam pretenții, dar dacă el a vrut și-a fost generos, eu sunt happy. Și în giveaway de azi, în primul rând că am o punguță super funny, așa, și super happy și super drăguță. Uitați-vă ce rând drăguță am aici pentru voi. Și uitați-vă la năsucul lui. Uitați-vă năsuc frumos are, nu se poate. Și nu, moșul n-are năsuc frumos, pinguinul are cioc, dar uitați-vă și la omul ăsta, deci se poate, ce năsuc frumos are, nu se poate. Deci, ceva, o splendoare. Și scrie pe el ho-ho-ho. Și v-am luat așa, în primul rând, un șampon din ăsta uscat de la Batiste, tot în varianta tropica, care mie îmi place foarte mult. V-am luat și termoprotectorul pe care îl folosesc eu acum și cu care mă înțeleg cel mai bine și care îmi place cel mai mult, este ăsta de la Gerovital. Este termoprotector tratament, îi spun ei. Mie îmi place, nu-mi place mirosul, v-am mai zis, mirosul e, miroase așa, parfum de... Așa, din fericire nu rămâne în păr. Ăsta e singurul avantaj, dar da, îmi place mirosul, dar e bun.
ca și termoprotectori, că e bun și chiar am văzut o diferență când m-am oprit din a-l folosi, așa că vi l-am pus și vouă aici deoparte. Și un alt produs pe care îl ador și l-am pus și în favoritele anului și îl folosesc în mod constant și în tutorialele mele pentru păr, l-ați văzut de foarte multe ori, este uleiul ăsta extraordinar de la Elsev. Îmi place foarte mult pentru că ăsta este un ulei așa de finisare a coafiurii și îl folosesc întotdeauna. Sunt trei dintre produsele mele preferate pentru păr și mai ales că unele nu se găsesc, adică am vorbit cu unele dintre fete și mi-au zis că nu se găsesc, nu știu, de exemplu uleiul esențial sau șamponele de la Batiste, nu prea se găsesc în toate zonele țării și atunci am zis să vă dau ceva că ce poate, nu știu, nu găsiți la voi la magazin. Asta este giveaway-ul, sper din tot sufletul să vă placă. Mulțumesc mult pentru vizionare, mulțumesc mult și pentru comentariile de la clipul trecut, ați fost incredibil de drăguțe și nu mă așteptam la atâtea comentarii frumoase și la atâtea, povești frumoase despre cum m-ați găsit voi pe mine, chiar nu mă așteptam să-mi lăsați toate comentariile astea. Pentru giveaway-ul ăsta, la fel, lăsați-mi comentarii, găsiți toate informațiile, tot așa, în bara cu descrieri și vă pup și mă duc să editez și după aia să mă culc, îmi pică ochii în gură de somn, de nu mai pot. Noapte bună, vă pup, ceau, pa! Altceva în afară de cât să... În primul rând am o drăgă... Asta e singurul avantaj.